Despre asta vreau să vorbim, pentru că noi am pus-o într-o cheie pozitivă, toată întâmplarea. V-a ajutat să aveți un look mult mai ok, a slăbit 12-13 kg, dar ce a fost acolo n-a fost ok. Nu se vede, păcate. Ia uite. Se vede, puteți să vă încheiați la... Puteți să vă încheiați la... Ce bărbat bine sunt acum. E adevărat. Dacă o să câștigați la păcănele în cape și cărămida de bani mai și să închideți acum. N-am la pariuri, joc. Dar asta a fost o problemă destul de grea pentru mine. Și pare că a venit brusc așa. Bine, n-am mai ținut noi foarte legătura. Da, mă durea într-o stare foarte tare și aici până în spate. Cum tot, mă durea groaznic. Și zic, Ana, hai la urgență. Mă duc acolo, doctorul, gata, internat, vă operăm. Doamne, m-am speriat. Zic, doamne, nu. A semnat că nu vă internați. M-am semnat, m-am dus acasă cu Ana. Am mai discutat cu un doctor. Domne, ai probleme dacă nu faci asta. Dă în septicemie, dă în alte chestii. Adică nu știa încă ce am eu. Nu se știa, dar grav, nu știa de asta sau nu știau nici ei? Știau că am asta, dar nu știau cât de complicată e. Știi? Am înțeles. Și până la urmă hotărăsc cu Ana și eu sunt un om hotărât. Dacă trebuie ceva făcut, trebuie. Da, doamne, corect. Și să mergeți pe mâna specialiștilor, nu după... Nu, dar... Dacă medicii au zis că trebuie... Da, și sunt mulți care le e frică, chiar dacă merg pe mâna specialiștilor. Dar eu am zis așa, doamne, singura cale de a mai rămâne în viața asta e. Și m-am dus, m-am internat acolo niște... Doamne, doctorii sunt foarte buni și încă o dată o să vorbesc numai de bine e despre cadrele medicale care sunt așa tratate în România, mai, eu știu, mai rău decât alte... Și alte... Chiar merită lăudat de fiecare dată. Da, și de asta spun. Dom'le, eu n-am văzut un doctor, o infirmieră, eu știu, care să stea pe loc. N-am văzut. Unde ați fost internat? Aleargă continuu, la urgență. La Floreasca și, până la urmă, sunt... Și ce înseamnă să fii cunoscut? Înseamnă ceva extraordinar. Sunt persoane care te iubesc, persoane care vin și rămâne cu gura căscată când se uită la tine, dar sunt și persoane care nu te suportă, știi? Corect. Dar, asta am vrut să zic, că are două fațete. Sunt cazuri izolate. Deci, de acolo, din tot spitalul, cât au venit la mine, așa, două persoane s-au comportat așa ca și când mă urăsc, nu bine că n-a fost chirurgul. Da, bine n-a fost chirurgul și anestezistul. Ba, da, unul i-a tras drena de... a făcut pe el. Nu era, infirmiera. O infirmieră care s-a putut urât cu mine, probabil că nu mă plăcea de la... emisiunele lui Capatos, ești, nu? Aia, da. Îmi cer scuze dacă v-am provocat durere cu ocazia asta. Da. Și o doctoriță care mi-a plăcut de ea, deci m-a luat în cărucior din cameră să mă ducă la doctor ecografie. Ecografie, să-mi fac o ecografie. Da. Și mă plantează cu căruțul ăla, mă ia și mă duce și mă bagă în birou. La care asta se uită, poate să fii și președintele țării, la mine stați la coadă. Mă uit-o la ea, aici m-am împins, doamnă, da, aici am fost împins. N-am venit eu, zic, scuzați-mă, pot să plec dacă... Da. Parte. O să mă împing înapoi acasă. Nu dacă... oamenii frumoși și buni, așa, oamenii au urâți și răi. Era una de aia cu ochelari urâtă, rău. Nu mai contează acum, contează să denigrez continuu. Nu vorbi așa, vorbește frumos. Că nu așa se comportă cu o persoană, chiar dacă păi e... Da, una peste alta, personalul a fost super oșteptat. Personalul, da, mai ales doctorii și infirmierele. Dom'le, știau, la minut veneau la mine. Ați văzut. Ajutau să cobor din pace. Poate că avea doamna o zi mai... Nu, dar domn doctor Radu Marin chiar a oricum, da, buzna cu căruciorul la ea în birou. Un doctor excelent care a fost operație ușoară. Ei, când a început să facă operația, și-a dat seama cât de complicată e. Adică ce a fost de fapt? Că asta mi-a spus, că ei au găsit altceva. Colocistul era distrus, da. Complet spart, așa. Era lipit de stomac și aveam eczeme și tumoare pe el. Deci vă închipuiți dacă mai stăteam și a ținut mai mult, a fost mai din greu. Din acest motiv au zis ei că poate trece în septicemie. Cum? Din acest motiv, că era explodat plezniță. Da, era o peritonită. Da. Adică dădea în... Septicemie. Oricum, trebuie să mergem să luăm răzultatul la biopsie acum. Dar, biopsie oricum, la tumoare, cum să spun, asta e partea rea, că a fost greu de tot. Taci-mă când vorbești un bărbat, taci. Un bătrân. Dar am săturat sau povestea asta, mai nebunit cu colegii. Stai nițel că lumea nu știe, că doar de-aia te-am chemat, Oanu, să ne... El nu știe. Să povestească și oamenilor. Ok, ok. Adică, dacă vrei, dacă vrei, du-te bună. Operează-te și tu și vii și stai o oră. Asta e condiția. La extra n-ai da. Dacă te-ai operat, stai o oră. Noi nu ținem 24 de ore în reanimare. Dar la operație... Într-o oră rezolvăm problema. Să luăm și pe partea aia altă, în poante.
Așa, stați că nu e de poantă, nu e de poantă, deci au găsit-o... Când vine Oana la mine, eram acolo, a, numai înainte de asta m-a adormit și când m-am trezit... Stați, domnule, stați așa, deci au găsit o tumoră pe care acum o analizează și nu știți dacă e malignă sau benignă, nu? Da, așa se face la orice operație, dar încă n-am avut curajul să luăm rezultatul. Trebuie să mai mă duc, dar nu-i de curaj, e de... Mi-e frică să mă duc. Păi atunci degeaba l-ați făcut. Curaj, că să te duci să iei rezultatul la unui biopsie nu e o plăcere. O să mă duc, dar oricum a fost, cum să spun, ceva care eu n-am mai făcut și mi-era cam frică, dar trebuia să o fac. Da, ați avut spaima aia de Doamne ferește? Nu. Păi a avut probleme și în masa de operație, ne-a spus doctorii, din cauza tensiunii. Asta spun, că are tensiune, are diabet, cred că până m-a preparat de operație, 10 zile, să-mi treacă efectul de la... Sintrom. Nu, de la o doctorie care o luam, să-mi treacă... Așa, să-mi facă ăsta, cum îi spune, diabetul, să ajungă la o limită, deci acolo mi-a făcut și insulină ca să stea la o limită anume. Asta spun, că aveți boli și, pe lângă... Da, am destule. Dacă le număr, cred că... Patima jocurilor de noroc trebuia să... Da, ăla-i un dar. Ăla-i un dar. Nu e o boală. Păi și-a scos colegii să pe puta ghinion la... E ca darul veției, știi? Are dacă darul aș avea altceva de făcut, nu mai duce la niciun joc, la nimic. Nu mai duce. Aș avea altceva de făcut. Dar nu am. Dar cât a stat internat, ați pierdut Arsenal cu Chelsea. Ce-a mai fost? Păi nu, că puneam biletă. A, le puneați de acolo. A, puneam. Venea Oana, mi le puneam. Ok. V-au pregătit 10 zile. Ați ajuns acolo. Înțeleg că ați avut un mesaj pentru Oana în seara dinaintea operației. Nu în seară. Eu i-am spus de la început. O zi înainte. Ea pentru mine a fost un lucru foarte bun. Un lucru? Da. Ca un pansament. O întâmplare. Un pansament care m-a ținut... Îmi place cum te exprimi. M-a ținut în viață. Pansamente mai mult decât iubirea. Da. Deci, îl pui la rană. Mine, o parte din corpul meu. Deci e cu mult mai important decât... Colegisul tău. Vezi ce frumos. Adevărat că l-ai ținut tânăr pe domnule.